Inspectoratul pentru situații de urgență Drobeta al județului Mehedinți relansează semenilor provocarea de a deveni voluntari în cadrul proiectului Salvator din Pasiune. Astfel, demersul de a găsi în rândul cetățenilor acele persoane care își doresc să se implice benevol, fără a fi remunerate în domeniul situațiilor de urgență, a fost reluat. Până la data de 7 aprilie se desfășoară etapa de recrutare și înscriere a candidaților, urmând ca în perioada 10-13 aprilie să aibă loc analiza dosarelor, iar între 18-21 aprilie semnarea contractelor de voluntariat. Pentru a face parte din echipa salvatorilor mehedințeni, cetățenii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 16 și 65 de ani, să fie apți din punct de vedere medical, să nu fi fost condamnați pentru săvârșirea de infracțiuni cu intenție și să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul serviciilor inspectoratelor pentru situații de urgență. Activitățile derulate alături de pompierii mehedințeni vor consta în participarea la misiunile de intervenție, implicarea în acțiunile de ajutor umanitar, dar și popularizare a mesajului preventiv, în funcție de competențele dobândite după parcurgerea programelor de pregătire. Dosarul candidatului se va depune la sediul ISU Mehedinți, situat pe strada Portului numărul 2, și trebuie să conțină cererea de înscriere, certificatul de cazier judiciar, copie după actul de identitate, avizul psihologic, actul doveditor al ultimelor studii absolvite sau un curs de desfășurare, adeverință medicală cu mențiunea apt pentru efort fizic sau apt pentru muncă și acordul părinților sau tutorelui legal pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani. Acest demers are la bază beneficiile activităților de voluntariat ca expresia implicării, solidarității și responsabilității civice, materializat în sprijinul acordat comunităților pe timpul situațiilor de urgență, dar și pentru prevenirea lor. Proiectul Salvator din Pasiune a fost lansat la nivel național de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, începând cu anul 2016. Detalii suplimentare legate de activitatea de voluntariat pot fi obținute la numărul de telefon 0252 311 212 sau accesând site-ul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți, www.isumehedinți.ro.